Din Colonia. La celălalt magazin. Tot pe... Nu e pe dreapta, puțin mai încoace. Nu te miști, da? Nu mă mișc de spate, mă mișc. Așa, acolo. Acolo, la așa, întoarceți așa. Această recunoaștere europeană înseamnă obținerea atestatului IGP, adică indicație geografică protejată. În zona noastră, în zona județului Buzău, în limita unor localități, s-a delimitat această zonă geografică, unde s-a produs din vremuri, s-a produs cârnații de pleșuri. Noi am format o asociație, mai multe firme am format o asociație, care se cheamă Asociația pentru Protecția Cârnaților de Pleșcoi, și am depus documentația pentru obținerea atestatului IGP. Deci, acest atestat ce presupune? Presupune că, la nivel european, zona noastră va fi protejată pentru producerea acestor cârnați de pleșcoi, va fi protejată, astfel încât cârnații de pleșcoi să se producă în această zonă delimitată de noi. Vezi cu mașina aia de la 4, da? Mă sun și pe mine ca să zic lui Dorina să...